Urmează gala din 9 iunie la Casa Iubirii. A fost o săptămână grea cu multe evenimente și momente scandaloase, dar se pare că scandalagiul va primi cecul de favorit al publicului ca și o răsplată. Așadar, favoritul publicului acesta fiind Cosmin. Cosmin primește cecul de 5.000 de lei în această duminică. Cosmin deține al treilea cec din acest sezon și cu siguranță vor mai urma multe altele. Se pare că staful dorește să mențină un echilibru și pentru mai mult suspans, premiul de favorit este împărțit. Deoarece a fost mult scandal când Radu a câștigat mai bine de 3 sferturi din cecuri. Cecurile sunt împărțite ba lui Robert, ba lui Patrick sau uneori lui Cosmin. Pe locul 1 cu 7.000 de euro câștigați din premii este Robert. Pe locul 2 cu 5.000 de euro câștigați din premii este Patrick. Pe locul 3 cu 2.000 de euro câștigați din premii este Cosmin. Din nou nu vor fi eliminări nici în această duminică. Din informațiile primite în prealabil, pe parcursul acestor săptămâni vor urma să revină concurenți vechi ai emisiunii. Încă nu se știe cu exactitate cine. Însă printre numele unora se spune că Mihaela ar fi unul dintre concurenții care vor reveni. Deja staful i-a propus și au stabilit anumiți termeni. Cine este Alexandra, noua concurentă din Casa Iubirii? Alexandra lucrează în prezent ca agent de asigurări și înmatriculări auto, o carieră care îi oferă stabilitate și independență. Este absolventă a Facultății de Bioinginerie a Resurselor Animaliere și deține două masterate, unul în biotehnologii sustenabile și altul în siguranța, securitatea alimentară și sănătate publică. Bruneta a decis să se înscrie în Casa Iubirii pentru Gagea, fostul ei iubit. Alexandra este o fire ambițioasă și determinată. Motiv pentru care vrea să-l recucerească pe tânăr, Rebecca nu-i deloc impresionată de Alexandra. Tânăra susține că ar fi văzut o altă fată lângă Gagea. Nu e genul meu de fată. Îmi închipuiam o fată blondă, cu ochii verzi, albaștri, așa aș fi văzut lângă Gagea, a declarat Rebecca. Alexandra și Ilie au avut o relație tumultuoasă, marcată de mai multe despărțiri și împăcări. Noua concurentă a mărturisit că unul dintre motivele despărțirii este chiar atitudinea ei. Bruneta recunoaște că dificultățile din relația lor au fost adesea cauzate de impulsivitatea și încăpățânarea ei. Nu s-a întâmplat ceva anume care să ne facă să ne despărțim, dar în timp s-au creat tot felul de mici certuri. Eu sunt o fire destul de posesivă, care pe el l-a cam deranjat, a declarat Alexandra, noua concurentă din Casa Iubirii. Alexandra nici nu a pășit bine în Casa Iubirii și a dat toată lumea peste cap lui Ilie Gagea. Tânărul nu a mai rezistat și a părăsit platoul emisiunii. Acesta s-a retras în grădina Casa Iubirii, unde a izbucnit în lacrimi. Cu toate acestea, Alexandra este de părere că aceste obstacole pot fi depășite și că îl poate recuceri pe bărbat. De asemenea, băieții din cadrul emisiunii sunt convinși că Gagea încă are sentimente puternice pentru fosta lui iubită. Larisa Groza s-a numărat printre cele mai susținute concurente din Casa Iubirii, însă parcursul său a ajuns la final în urmă cu 2 luni, atunci când a fost eliminată. Fosta concurentă se bucură de viață în afara competiției, ba chiar recent s-a afișat în compania unui bărbat, dând de înțeles că și-a găsit jumătatea la scurt timp după ce a anunțat că are o dragoste secretă. După cum chiar ea a numit-o în mediul online, Larisa a mai aruncat o bombă noaptea trecută. Șatena le-a povestit urmăritorilor ei din mediul online că se mărită. Fosta concurentă a mărturisit că a participat la o nuntă, unde ea a fost cea care a prins buchetul miresei. Ceea ce înseamnă, conform obiceiului, că Larisa va fi următoarea care va merge în fața altarului. Vreau să știți că am prins buchetul. Adică m-am mărit, a scris Larisa pe Instagram. Larisa și Patrick erau extrem de apropiați pe vremea când Șatena se afla încă în Casa Iubirii, ba chiar au discutat de mai multe ori despre posibilitatea de a forma o relație.
Totuși, cei doi nu au ajuns niciodată să trăiască o poveste de dragoste. După ce a părăsit competiția, Larisa a vorbit despre Patrick și a mărturisit că a evitat să formeze un cuplu cu el tocmai pentru că nu avea încredere în sentimentele lui și nici nu credea că este genul de femeie de care concurentul s-ar îndrăgosti. Eu nu mă văd genul de femeie pentru Patrick. Deși îmi plăcea, anumite lucruri din comportamentul lui nu mă făceau pe mine să cred că e genul pe care eu îl caut. Intuiția mea îmi spunea că nu va fi bine. Nu regret că nu l-am cunoscut mai mult. Nu aveam încredere că eu chiar sunt genul lui și nu credeam că el chiar mă place pe mine. Aveam impresia că la un moment dat o să-și dea seama de chestia asta și o să mă facă să sufăr, nu mi-aș fi dorit să lupte mai mult. Patricia cred că este genul lui Patrick. Din cât am reușit să îl analizez pe Patrick, el își dorește o femeie mult mai matură, a dezvăluit Larisa la Culisele Iubirii. Șoc pentru Gagea. Fosta lui iubită a venit să-l recucerească, a venit să-l recupereze pe fostul ei iubit, exclamă Julia, băieții devin curioși în ceea ce o privește pe fosta parteneră a colegului lor, astfel că ajung să vorbească despre cum se comporta Gagea în relația cu tânăra, pe scările mult prea bine știute de băieții din casă, o femeie misterioasă își face apariția. Este vorba de fosta iubită a lui Gagea, despre care știm că a iubit-o foarte mult. În momentul în care își vede fosta iubire în fața ochilor, Gagea nu poate să exprime decât șoc și confuzie, bună. Sunt cadoul tău, spune fosta iubită a lui Gagea, atunci când ajunge în fața lui. Instant ochii lui Gagea se umplu de lacrimi, astfel că fosta lui parteneră îl întreabă dacă se simte ok. Nu înțeleg, spune Gagea, cu ochii în lacrimi, fetele din Casa Iubirii rămân mască atunci când o văd pe fosta iubită a lui Gagea în emisiune, iar extazul nu întârzie să apară. Nu mi-a lipsit nimic, chiar a fost foarte ok cu mine, spune fosta iubită a lui Gagea. În timp ce concurenții stau la povești cu frumoasa brunetă, Gagea decide că trebuie să meargă în grădină deoarece se vede clar că nu-și mai poate stăpâni lacrimile care curg neîncetat din cauza apariției fostei sale iubiri. Colac peste pupăză, în Casa Iubirii se pornește o melodie cu versuri romantice, dar dureroase pentru Gagea. În timp ce este invitat la un dans cu fosta lui iubită, tânărul nu se mai poate abține și izbucnește într-un plâns amarnic în brațele ei, mămărit Larisa de la Casa Iubirii aruncă bomba. Mesajul cu care fosta concurentă și-a pus susținătorii pe jar. Se întâmplă la scurt timp după ce s-a afișat în compania unui bărbat misterios. Ar fi ceva o Cosmin, cu zâmbetul până la urechi când Andreea Mantea a vorbit despre revenirea Patriciei în Casa Iubirii. Ștefania nu a mai scos un cuvânt când a auzit, relația dintre Cosmin și Ștefania este tot mai șifonată după ce concurentul din Casa Iubirii a văzut camera roșie dintre iubita lui și Anton. Deși a mărturisit că a trecut peste acel episod, acum e momentul lui Cosmin să pună sare pe rană și să o indispună pe Ștefania. Cosmin pare să fie cu zâmbetul până la urechi când Andreea Mantea a vorbit despre revenirea Patriciei în Casa Iubirii. Ștefania nu a mai scos un cuvânt când a auzit că tânăra ar putea să revină în show-ul matrimonial de la Canal D. Ștefania, m-am așteptat să intre Anton în Casa Iubirii, moderatoarea emisiunii l-a întrebat pe Cosmin dacă ar tremura în cazul în care Patricia ar reveni în studiile emisiunii. Concurentul spune că nu ar mai avea nicio emoție față de fosta atracție care l-a făcut să se înscrie în emisiune. Andreea Mantea, tu te-ai înscris pentru Patricia. Dacă ar intra acum aici Patricia, ai începe să tremuri, Cosmin, nu, doamna Andreea, dar ea tremură și când, Andreea Mantea, ar fi ceva wow pentru tine, Cosmin, nu. De ce să fie wow? Păi ce treabă am eu cu ea? Eu am o situație aici, Anton, vezi că ți-ai răspuns singur acum, Andreea Mantea, păi și Ștefania ce treabă are cu Anton? Cosmin, păi și ce treabă au avut? Că n-au avut nicio treabă, exceptând tremuratul, Ștefania nu recunoaște că ar vrea să fie pusă la încercare, în sensul de a vedea cum reacționează la o eventuală apropiere a lui Cosmin de altă fată, cum e Patricia, ipoteza unei situații care să le destabilizeze relația este privită cu prudență de Ștefania.
Ștefania i-a băgat pe toți în ceață cu exclamația ei, ar fi wow. Nimeni nu știe exact ce a vrut să spună, crezi să Ștefania se gândea la asta, ceva care să-i destabilizeze relația. Nu. Ceva care să o dea pe spate ar fi Antoni, la asta se gândea, crede Rob. Cristi Mitre a șters pe jos cu Zanni după ce acesta a câștigat Survivor All Stars. În condițiile în care ai fost eliminat, parcursul tău în competiție nu mai există. Finala Survivor All Stars a împărțit România în două tabere, cei doi concurenți fiind foarte aproape de a câștiga marele premiu. Cu toate astea, deci voturile au fost strânse, Zanni a reușit să fie desemnat supraviețuitorul suprem, lucru care a stârnit controverse și un val de reacții negative. Cristi Mitrea consideră că fostul faimos nu ar fi meritat să ajungă în finala de la Survivor, fiind deja eliminat din competiție. Știi bancul ăla cu m-am culcat trist, m-am trezit trist? Sunt trist, coleguțu. Glumesc.